Vreau să facem ceva foarte tare astăzi. Vom desface o pungă de căpșuni. Cum se desface o caserolă de căpșuni în luna ianuarie? Nu vrem să ne grăbim ca să le desfacem, pentru că este foarte interesant. Stați un pic! Hai să vedem ce căpșuni avem în cutie întâi. După aia o desfacem pe a doua. Ia uite, în luna ianuarie, căpșuni. Foarte interesant. Sunt un pic cam verzi. Dacă tăiem una, cred că dacă tăiem una, s-ar putea să găsim roșii înăuntru, cine știe. Eu cred că nu sunt roșii în interior. Uite, o să luăm un cuțit acum să tăiem una. O tăiem chiar pe cea mai coaptă. Și să vedeți că nu cred că e roșie înăuntru. Eu cred că doar au vopsită. Ia să vedem. Wow, zici că ai tăiat un măr, așa s-a auzit. Interesant. E un pic... Mă scuzați dacă toată mai și tușim. Ia să vedem. Miroase bine, miroase a plastic. Da, să zicem. Foarte fain, aici avem o caserolă întreagă de căpșuni. Ia să vedem. Ia uite ce mari sunt. Nici ale mele din grădină nu se făceau așa mari. Asta cred că sunt făcute în laborator. Uite, pasta cules-o verde și s-a copt în magazin. Mișto. Hai să mai desfacem încă o caserolă. Să vedem cum poți să desfaci o caserolă de căpșuni. Ce ziceți? Rupem plasticul? Hai să rupem plasticul. Gata, s-a rupt plasticul, ia uite. Bun. Cică a gustat soția mea din ele și zic că au foarte mult zahăr. Dar de unde știi care e zahăr? Foarte. E foarte dulce, auziți. Deci înseamnă că sunt bune. Exagerat de dulci. Înseamnă că sunt bune. Hai să mâncăm. Ia mâncați una din ele, vedem cum arată. Deci ale noastre din curte n-aveau gustul ăsta. Adică aveau gust mai bun? Aveau tenta acrișoară. Asta chiar sunt foarte dulci. Băi, miros bine, mă. Deci, până la urmă, căpșuni în luna ianuarie este foarte interesant. Nu vă mai zic cât a costat, dar aia nu mai contează. Foarte bine, căpșuni.